Elevii de la școala de vară au îmbrăcat astăzi echipamentul sportiv și au luat lecții de handbal. S-au antrenat cu campionii de la SCM Craiova. Astăzi veți primi o lecție de handbal de la campionii noștri și sperăm să plecați de aici cu idei extraordinare atât despre sport. Sperăm să urmați calea sportului, fie de performanță, fie de plăcere. Capitanul echipei noastre este cea mai veche sportivă în cadrul echipei, 8 sezoane, nu? Da. Începem pe cel de-al 9-lea, care ne dă dreptul la o participare în rupere Champions League, la fel pentru prima oară în istoria clubului nostru. Așa, sunt bucuros că suntem bucuroși că ne aflăm în mijlocul vostru. Două exerciții simple, unul se numește pătratul mișcător. Ne organizăm sub formă de pătrat, 4 grupe, pe jumătate de teren, pasăm și ne deplasăm pe direcția de pasare. Da, am fost foarte emoționată și e o mare onoare că am avut ocazia să fim antrenați și să ne arate diferite scheme de joc. A fost o experiență extraordinară, pentru că știu că domnul antrenor antrenează în momentul de față campioana IHF, care este mândria Oltenii și nu numai, a întregii Românii. Mă bucur că am avut ocazia să fiu antrenat de un astfel de antrenor foarte profesionist și sper să am ocazia să-l mai întâlnesc, poate chiar în finala Cupei Campionilor. Pot spune că am rămas profund uimit că am luat lecții de la domnul antrenor Burcea și sunt mândru că am avut această oportunitate. Sunt fericită că am fost invitată la acest eveniment organizat de Facultatea de Educație Fizică și Sport și ne bucurăm că și în timpul vacanței copiii și studenții încă fac mișcare. La lecția de handbal a luat parte și antrenorul Bogdan Burcea. Este un proiect care aparține Facultății de Educație Fizică și Sport. Fie activ prin sport. Vara aceasta ne bucurăm că am reușit să fim în sânul studenților, alături de sportiva mea Ilie Carmen. Ne-am simțit bine alături de ei, ne-am distrat, așa cum ați văzut, și le urez tuturor o vacanță frumoasă. Bogdan este colegul nostru la Facultatea de Educație Fizică și Sport, este lector universitar doctor și ne mândrim că avem un cadru așa de valoros în colectivul nostru. A fost o ocazie extraordinară pentru elevi, mai ales că acum câteva zile am vizitat sala polivalentă și chiar le-am arătat imaginile cu jucătoarele noastre de aur. Școala de vară, Fii activ vara prin sport, de la Facultatea de Educație Fizică și Sport, face parte din programul ROSE, care își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar și la creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat.